Proiectul lui Dacian Ciolo, făcut praf la puțin timp după ce a fost lansat, se aderu un partid politic pe Facebook. E greu de condus de la Bruxelles. Fostul premier Dacian Ciolo subliniere a anuncat vineri, într-o conferință de presă, ce a depus la tribunal actele pentru înființarea partidului Mi subliniere care a România împreună ro plus, desprins din platforma civic România 100. Nu e suficient doar să apar, ci se subliniere îi convin. Vor să fac un partid politic. Au făcut-o cu o întârziere de 2 ani de zile, a afirmat la Digi24 politologul Cristian Pârvulescu. O mi subliniere care a inspirat foarte probabil de mi subliniere care a lui Macron. O mi subliniere care încearcă să acopere centrul, dar pe de alt parte conturat în jurul echipei guvernamentale a lui Dacian Ciolo subliniere. Nu toci fo subliniere timin subliniere tri, unii au plecat la PNL, unii la USR. Cei care sunt la USR par deschis sublinierei la o colaborare. Va avea succes? E greu de spus, depinde de foarte multe variabile. Nu e suficient doar să apar, ci se subliniere îi conving. Vor să fac un partid politic. Au făcut-o cu o întârziere de 2 ani de zile. Formațiunea s-a numit în diverse feluri. Ciolo subliniere are foarte multe calități, e foarte bun tehnician, trebuie să învețe să fie politician. Ciolo subliniere construie subliniere te un partid în jurul domniei sale, nu în jurul unei idei. Poate să fie un dezavantaj, sau nu. Dacian Ciolo subliniere nu a dovedit ce are carism, a subliniere acum are Macron. România nu e Franța, nu are acea zonă de centru substanțial. Anuncându-i sublinierei susținerea pentru Iohannis, Ciolo subliniere nu a vrut să creeze ambiguități, dar pe de alt parte există un risc. O formațiune politic va avea de trecut experiențe electorale, cele mai importante sunt cele prezidențiale. PNL va fi constrâns să intre într-o relație ceva mai dur cu partidul lui Ciolo subliniere. USR l-a subliniere teptat de la început pe Ciolo subliniere care nu s-a hotărât să fac pasul. Se vorbe subliniere te de un număr foarte mare de aderenți în câteva zile. 16.000, pe Facebook. Se ader pe Facebook? Un partid politic nu e unul virtual. Asta va fi momentul cel mai complicat. E greu de condus un partid în România de la Bruxelles, a declarat Cristian Pârvulescu.